Criticii numesc actul normativ legea răzbunării și o văd ca pe o pedeapsă aplicată profesorilor pentru manifestațiile împotriva guvernului Orban din ultimul an. La protest au fost invitați membrii ai partidelor parlamentare și au luat cuvântul mai mulți reprezentanți ai societății civile, precum și ai sindicatelor din învățământ. Sine, hogyha most döntenék, nem lennék tanár. Nem csinálnám végig azt a 6 év egyetemet. Aproape 5.000 de profesori au anunțat deja că își vor da demisia dacă legea va intra în vigoare. Az olasz tanáruk elment az iskolánkból, nem lehet pótolni. Ungaria se confruntă cu o lipsă acută de cadre didactice, în condițiile în care puțin tineri se angajează în acest domeniu, iar aproximativ jumătate dintre profesori au peste 50 de ani. Az életnek csak egy szójáték.